Salutare și bună dimineața de la soare, de la Vorța. Astăzi se pare că e o zi senină, cel puțin acum de dimineață. Am luat deja micul dejun cu Radu împreună. Radu s-a apucat de lucru, eu am venit un pic mai târziu. Micul dejun format din ciorbă. Am mâncat ciorbă făcută de mine și ciorbă adusă de Radu, că și el a avut acasă un alt tip de ciorbă, ambele au fost foarte bune. Astăzi, din nou, o zi de muncă aici la Vorța, eu o să mă apuc de grădinărit. Dacă tot s-a înseninat și cred că s-a și zvântat pe acolo, mă duc să-mi termin de săpat ardeiul și mai am de smuls buruieni, mai am de sapă, am o grămadă de treabă. În același timp vreau să termin și cu plasele la geamuri. Am adus din nou profile, am adus materiale, tot ce am nevoie ca să confecționez încă câteva plase de montat pe la geamuri. Începem atelierul de plase de țânțari. O să mai fac și astăzi câteva. Din nou mi-am dat seama că iar am greșit calculele. Și la plasa de la ușă mai trebuie încă o dată profil. Deci mâine trebuie să trec din nou să mai cumpăr. Asta e, fac la geamuri astăzi. Gata prima plasă, mai trebuie să pun numai balamalele și opritorul. Astea la geamuri merg mult, mult mai repede. Am și montat prima plasă și la geamuri, totul e în regulă. A ieșit la fix. Pot să las geamul ăsta deschis de acum. Fără probleme că nu mai vin goangele. Mi-am luat sapa, mă duc un pic în grădină să văd dacă pot să sap ultimul rând de ardei care mi-a mai rămas nesăpat și să mai leg din roșii, că au crescut foarte mult în ultimele zile, acum după ploaia asta. Și cartofii i-a doborât ploaia. Oho, oho. Aici, da, n-a mai fost. Dar ăsta îl voi găti azi. Ia să-l și recoltăm. Primul dovlecel din grădină, da. Din ăsta voi face astăzi o mâncare. Îl punem aici, până îmi fac eu treaba. Cred că mai am care o să fie buni zilele următoare. Ăștia cresc foarte repede, trebuie în fiecare zi să mă uit la ei. Că dacă se fac prea mari, nu mai ești chiar așa de buni. Castraveții sunt plini de noroi. La cât a plouat, e și normal, dar și castraveți cred că în câteva zile o să am de mâncat. O să mai smulgem câte o buruiană de pe aici, de prin ei. Da, sunt plini de flori și de castraveciori mici. Castraveciori mici și unii chiar mari. Oh. Da, ăștia în două zile sunt buni de mâncat. Ia să luăm crengile căzute. A, uite unul mare aici. Cred că în câteva zile fac și de o nouă tură de pus la murat. La cum văd eu treaba. Unul aici. Oho. Da, e bine. E bine. Curând facem murătură de castraveți de casă. A, uite că și roșia asta s-a întremat. Numai că trebuie să-i pun un par. Și nu știu, ăsta e cam mare. Acum, ce fac în situația asta? În mod normal ar trebui să-i rup craca asta. Problema e că deja are rod. Are rod și pe aia. Și pe asta, ce fac acum cu ea? Cred că o las așa, o las să plece în două părți. Iar aici, la roșiile astea, e un adevărat dezastru. Efectiv, un adevărat dezastru. Cel mai probabil toate sunt retezate de coropișniță, de aia arată așa. Foarte ciudat, foarte ciudat. Doar câteva mi-au mai rămas sănătoase.
probabil pe unde n-a trecut coropișnița. Uite, asta trebuie să o leg din nou mai sus. Asta văd că are, e plină de rod, dar dă să se usuce. Incredibil, incredibil. Și am pus boabe din alea de coropișniță peste tot, dar nu știu dacă au efect, că n-am găsit nicio coropișniță moartă. Fasolea, fasolea bulgărească, deja e incredibil cât a crescut în 2-3 zile. Au umplut aici firele pe care le-am pus. A fost o idee bună cu firele. Asta e clar. Restul de fasole urcă și asta. De ud e extrem de ud, da, trebuie să sap și rândul ăsta de ardei, pentru că buruienile au crescut în 2 zile incredibil. Cam asta vreau să fac. Astăzi să scap de buruienile de aici și să mai leg roșiile și mai sus, să nu se răstoarne. Uite și lăstarii ăștia. Deci ăștia cresc într-o zi. Ăsta e cam de o zi, că ieri am fost din nou prin grădină. Ia uite, ăsta la fel. Incredibil lăstarii ăștia, cât de repede se dezvoltă. Pe roșiile sănătoase, că astea care au fost afectate deja sunt fără speranță, cred. Cred că ar fi o idee bună să le și înlocuiesc de pe acum. Îmi zicea maică-mea că mai are ea în grădină răsaduri de roșie nepuse. Că astea, clar, nu știu dacă își mai revin. Uite cum arată asta. Ce să-și mai revină? Of, 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 grădinăritul ăsta nu-i ușor. Iar aici, prin cartofi, e plin de găuri de genul ăsta, de coropișniță, clar. Mai le pun odată grăunțe de ale albastre, dar nu prea văd niciun efect, adică n-am găsit niciuna moartă. Fuh! Da, am săpat și ultimul rând de ardei. Nu e ok, uitați-vă cum arată sapa. E mult prea moale. Mult prea moale, dar trebuia să-l fac și pe ăsta, că erau buruienile mari. Ar mai fi de săpat pe aici, dar așteptăm o zi călduroasă. Că altfel nu e treabă. Următorul pas pe ordinea de zi, trebuie să dau o tură până la izvor, că după furtunile de zilele trecute îmi vine apa tulbure. Trebuie să mă duc să văd un pic ce-i pe acolo, probabil s-a colmatat izvorul, că n-are cum să vină așa tulbure. Dar între timp eu am luat și coșul de ciuperci, că nu se știe. Nu se știe ce găsim pe aici, în drumul spre izvor. Cu atâta ploaie ar trebui să înceapă să se umple de gălbiori pe aici. Prin păduricile astea. Totdeauna am găsit, a, uite-l aici. Așa ceva. Da, încep să iasă gălbiorii. Hai să vedem, poate facem de o tocană. Ăsta mi-e izvorul meu. De aici îmi vine mie apă. Da, văd că începe să se limpezească apa, dar probabil va trebui să o golesc din vasul ăsta, din bidonul ăsta. Să vină doar de asta limpede. Și pentru asta am aici un robinet. Un robinet, îi dăm drumul pe jos. Cam așa am gândit eu instalația mea la izvor. Tot ați vrut să vă arăt izvorul. Am pus aici un bidon, nu știu cât are ăsta, 200 de litri, ceva de genul. Am pus în partea de jos o golire
cum i-am și dat drumul. Acum pe acolo curge tot, se și spală, iar aducțiunea de apă vine de aici, un pic mai sus. Are un supraplin aici, când se umple, pe aici curge și apa îmi vine pe țeava aia de sus, de unde am o mică băltuță. Acolo va trebui eu să rezolv cu meșterul Radu într-o zi, să facem din beton. Să facem din beton, să captez absolut fiecare firișor de apă, pentru că da, când e secetă, seacă. Adică nu seacă de tot, dar nu pot eu capta așa cum am acum toată apa. Am zis să mai fac câțiva pași prin pădurile astea, dacă tot am urcat până la izvor. Aici găseam tone anul trecut, tone de gălbiori, dar anul ăsta doar unul, v-am mai zis eu. Se comportă diferit de la an la an natura. Câteodată poate să fie tone, câteodată niciunul. Câteodată mai devreme, câteodată mai târziu. Anul ăsta nu știu ce să zic. Poate să fie și prea devreme, într-adevăr. Dar poate să nici nu fie an bun de ciuperci. Mai facem câțiva pași. Uite-i aici pe domnii gălbiori, frumușei. Prea devreme nu-i, că-i văd mari, maturi. Dar puțini, anul ăsta-s puțini. E, câte ceva tot mai găsesc. Posibil să adun de tocană. Cred că am mai văzut unul pe aici, dar acum nu-l mai văd. Uite-l, era sub frunze. Era sub frunze și am dat cu piciorul și i-am găsit. Deci ăștia s-au ascuns de mine. S-au ascuns de mine că am văzut unul acolo. Unul ascuns aici. Și cred că și aici e ceva ascuns. Ba nu. Aici? Nici aici. Dar ăsta e superb. De fapt, sunt două bucăți. Teren foarte accidentat pe aici. Da, pe aici găsesc eu gălbiorii. Am făcut ceva efort să-i adun. Ceva am adunat. Am de o tocană. Am găsit și o minunăție de ramaria. Am ajuns înapoi acasă, o să mă apuc de gătit dovlecelul ăsta din grădină, pe care o să-l fac după o rețetă care îmi place mie cel mai mult. Vă arăt și vouă. În prima fază o să rad dovlecelul pe răzătoarea mare. Deci până și un simplu dovlecel miroase total diferit față de unul din comerț, mă rog, un dovlecel crescut 100% bio la tine în grădină. Miroase extraordinar de fain. Mai departe, 3 ouă, un praf de sare și zahăr. Amestecat totul. El va lăsa multă apă odată amestecat cu sarea. Trebuie amestecat bine ouul, bătut bine ouul cu toată compoziția. Iar mai departe o să încorporez făină până se face un aluat așa cam ca de clătite, poate un pic mai grosuț. Cam așa trebuie să arate aluatul. Îl las câteva minute să stea. După aia punem la prăjit în ulei exact ca și clătitele, dar eu le fac mai micuțe. Vă arăt imediat. Cam așa arată la prăjit. Cam așa arată
Varianta finală, dovlecelul meu e gata. Mie îmi place să-l mănânc așa cum e, cu miere. Da, ați auzit bine, cu miere. Salutare și bună dimineața din Dedemandeva cu meșterul Radu. N-am filmat niciodată de aici din Dedemandeva. Eu am filmat. Ai filmat? Tocmai am ales parchetul, și anume ăsta va fi parchetul nostru de la Vorța. Am ales un parchet mai de calitate la recomandarea meșterului Radu și a unui băiat de aici, din Dedeman. Am zis să nu-l iau pe cel mai ieftin și nici cel mai slab calitativ. Și ce e foarte tare, o parte trebuie să facem cu gresie. Uitați-vă aici ce am găsit. E incredibil. Identic. 1 la 1. Deci efectiv am găsit gresie 1 la 1 și la același preț. 59 de lei metru și parchetul și gresia. Meștere, următoarele zile ai de lucru. Da. Am ajuns la Vorța cu parchetul. Ăsta va fi ultimul vlog de la Vorța pentru o vreme. De mâine, da, de mâine plec într-o călătorie. De mâine plec prin țară, v-am tot spus treaba asta, că urmează să călătoresc prin țară. Așa că de asta am vrut să aleg astăzi cu meșterul Radu parchetul. Meșterul Radu e și el aici. Astăzi ce terminăm astăzi? Tavanul, nu? Tavanul zugrăvim. La gata. Tavanul va fi la gata astăzi. Arată deja foarte bine, totul drept. S-a uscat. Și tot astăzi stabilim și exact cum o să aranjăm aici. Dar în partea asta clar o să fie gresie, unde o să vină șemineul și bucătăria. După aia continuăm cu parchet. Deci nu vine să cred că am găsit aceeași nuanță. E incredibil. Da, aproape identic. Aproape identic. În câteva zile te poți muta la parter. Când mă întorc, deja probabil va fi gata tot. Doamne ajută. Doamne ajută. Astăzi o zi înnorată. O zi înnorată, din nou se anunță ploaie. Grădina încă e udă, așa că nici nu mă bag. Rezistă câteva zile fără probleme, până când o să mă întorc eu. Azi va fi așa mai pe relaxare. Radu continuă cu tavanul, iar eu voi găti câte ceva. Mi-e și poftă de unele lucruri. Și în primul rând voi face o omletă cu gălbiori. Gălbiori proaspăt culeși de ieri. O să-i spăl și facem o omletă de gălbiori. Din nou rețete simple, marca Marian Adventures, gălbiori puși la prăjit într-un pic de ulei. O să-i las până scad foarte mult, până rămâne doar uleiul, un pic de sare deasupra, la urmă niște ouă și aia e. Deja au scăzut gălbiorii, urmează să sparg ouăle. Ouă de casă peste. Mai un picuț, după aia o să le împrăști un pic, după ce se prăjesc pe o parte. Asta e varianta finală, gălbiori cu ouă, proaspăt culeși din pădure și salată de roșii cu castraveți. Să avem poftă! Foarte buni bureții cu ouă. Am scos și oala cu lapte, cu iaurt. Asta e a doua tură. Extraordinar de bun s-a făcut și de data asta. Merge. E așa un pic acidulat. Ăla e tot farmecul. O să mâncăm așa o porție. După aia o să fac și ayran. Din nou. Astăzi vreau să mai gătesc ceva în premieră. Și anume vreau să fac o plăcintă cu brânză. O plăcintă cu brânză și mărar. O rețetă de aici, de la Vorța, trebuie să o reproduc. Rețeta lui soră mea, că eu n-am făcut niciodată așa ceva. O să fac un aluat, am pus făină, ouă de casă și niște zahăr. Aici am pus drojdie la înmuiat. O să frământ un aluat imediat. Las aluatul la dospit, mă apuc de făcut focul la cuptor. Încă nu mă descurc ca lumea cu focul la cuptor. Acum încerc o altă variantă. În prima fază l-am făcut aici în fața cuptorului până se face un pic de jar.
După aia îl împing încolo în cuptor și pun mai puține lemne. Data trecută am pus prea multe lemne și nu-și lua aer. Hai să vedem cum iese așa. Am împins focul mai în interiorul cuptorului, văd că arde foarte bine, dar nu-l mai alimentez cu lemne, îl las să facă jar și după aia o să mai pun alte lemne. Cred că asta e greșeala pe care am făcut-o data trecută, am pus prea multe lemne și nu și-a mai luat aer. O să pregătesc și brânza pentru plăcintă, brânza mea proaspătă de vaci, făcută de mine, peste care o să pun o legătură bună de mărar, după aia pun niște zahăr și vreo două linguri de smântână. Cam așa arată brânza după ce am amestecat-o cu smântână și mărar. Și cu zahăr. Deci cred că ăsta e secretul cuptorului. Puține lemne, alimentat câte puțin. Acum a ars foarte bine. S-a și făcut în timp record temperatura, deja e aproape 150 de grade și cu extrem de puține lemne. Eu am greșit că l-am umplut de lemne și el nu-și lua aer. E și normal. Hai să vedem ce face meșterul Radu, care s-a apucat de albit pereții, tavanul de fapt. De fapt, de a s-o albi și el. Da, iese foarte bine, arată foarte bine. Deja ne apropiem de finalizare. Încă un pic și totul e alb. Și tavanul, și pereții. Și Radu. Las că-ți fac plăcintă cu brânză. Da, mulțumesc bucătare. Adică, nu știu ce o să iasă, dar vedem. Am pus aici făină pe masă. În premieră mondială va trebui să croiesc o plăcintă. E prima dată când fac plăcintă. Am mai făcut gogoși, am mai făcut prăjituri, dar plăcintă n-am făcut niciodată. E prima dată. Am băgat plăcinta în cuptor. Mi-a ieșit o formă extrem de ciudată. Acum să vedem dacă se și coace. Am mai tras și o tură de mici și cârnați, că mi-era poftă de un grătărel. Plăcinta încă e în cuptor. Nu știu dacă se coace. Asta e plăcinta mea. O parte s-o copt cât de cât, o parte nu. Da, s-o plăștit, s-o făcut ca o plăcintă. Două greșeli am făcut. Unu, am făcut prea moale aluatul, aia e unu. De fapt, trei greșeli. Unu, aluatul prea moale. Doi, am pus prea mult aluat și prea puțină brânză. Și trei, n-am ars cum trebuie cuptorul din nou. Mai trebuie câteva încercări până reușim cu cuptorul ăsta. O scurtă plimbare pe aici, prin grădină. Cam așa arată grădina mea acum. Încă e extrem de ud. Mă împlânt deja pe loc. Au început să rodească unele roșii. La unele le merge bine, la unele nu. Vedem ce se întâmplă după ploaia asta cu ele când mă voi întoarce. Am pus și pe aici boabe de coropijniță. Dar nu știu cât de eficiente sunt, n-am găsit nicio coropijniță moartă până acum. Fasolea asta bulgărească merge extraordinar de bine. Uitați-vă cât s-a dezvoltat în câteva zile. Efectiv, în câteva zile. Până mă întorc, n-am ce să-i mai fac. Când mă întorc, probabil mă bag și smulg buruieni, că o să fie multe buruieni, clar. La fel va trebui și pe aici, prin asta la altă fasole, care deja se leagă și asta de pari. E totul în regulă. Deocamdată altceva n-am ce să fac aici. Când mă întorc, continuăm lucrările la grădinărit. Asta e o treangă de salcie ruptă de prin sălcile astea și de aia vreau să le tai. Toate alea trebuie să le tai. Pentru că la furtună pică crengi.
trebuia să le tai din timp, dar asta e, au rămas așa anul ăsta. Și îmi și umbresc aici dimineața foarte mult tot locul. Cam ăsta a fost și ultimul vlog de la Vorța pentru o perioadă, pentru că, după cum v-am spus, de mâine voi călători o vreme prin țară, câteva zile. Câteva zile plecăm prin țară. Iar când mă întorc, clar, o să am din nou dovlecei, că văd o grămadă de pui mici. Și aici, și aici, unul e deja aproape de mâncat. Castraveți, deja am văzut, incredibil cum se dezvoltă castraveții, cât de repede. Ia uite, aici sunt trei bucăți, aproape de mâncat. Cam peste 4 zile ajung din nou la Vorța. Numai bine, atunci recoltez și pun la murat din nou. Da, încheiem aici acest vlog. Vouă vă mulțumesc mult pentru că mă urmăriți. Vă mulțumesc pentru că v-ați abonat la acest canal. Mulțumesc tuturor membrilor și tuturor celor care ați donat pentru susținerea acestui canal. Până la următorul vlog, care va fi de călătorie prin România. De aici, de la Vorța, eu vă spun la revedere!